Val de accidente pe șoselele din țară. În Neamț, două tiruri s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului șoferul și pasagera s-au rămas încarcerați. Un alt accident, care se putea transforma într-o adevărată tragedie, s-a produs în județul Constanța, acolo unde doi copii au fost salvați de pompieri dintr-o mașină blocată în apă. Două tiruri, unul care transporta apă îmbuteliată și unul încărcat cu lemn, s-au ciocnit în județul Neamț pe șoseaua de centura municipiului român. Accidentul s-a produs în momentul în care un bărbat în vârstă de 63 de ani din județul Vrancea nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției, acrușând un alt tir care circula din sens opus, condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani. Unul dintre șofer și o pasageră au rămas blocați în cabină și a fost nevoie de intervenție echipajelor de descarcerare pentru scoaterea lor. În urma impactului, unul dintre șofer, dar și o femeie în vârstă de 61 de ani din județul Bacău, pasager în autotren, au fost răniți și transportați la spital. Al doilea șofer a reușit să iasă singur din cabina tirului. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Un alt accident extrem de grav a avut loc în județul Constanța. Pompierii au fost solicitați să intervină în cazul unui autoturism blocat în apă între localitățile Mecidia și Cuzavodă. Potrivit martorilor, în autoturism se aflau și doi minori, un băiat în vârstă de 11 ani și o fată de 16 ani care au scăpat ca prin minune. Copiii au fost scoși din apă conștienți, cooperanți și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.